Salutare tuturor și bine v-am găsit! Înainte de toate, nu uitați să dați un follow și pe Instagram la Autorolate Germania. Să revenim și la titlul videoclipului. Astăzi o să vă arăt ce SUV-uri și mașini japoneze se găsesc prin diferite parcuri auto din Germania. Vă spun de pe acum, am inclus și Hyundai, Kia, știu, chiar dacă sunt branduri coreene, am zis că își au locul tot în acest videoclip pentru că nu ar fi avut rost să fac un videoclip separat doar cu mașini coreene, adică Hyundai și Kia. O să vedeți o gamă foarte diversificată, SUV-uri și mașini mai ieftine, SUV-uri și mașini mai scumpe. Deci dacă sunteți fan japoneze, ați nimerit la videoclipul potrivit. Am observat în ultima perioadă că a început să fie o cerere puțin mai mare pentru mașinile și SUV-urile japoneze, pentru că, hai să fim sinceri, multe dintre ele arată bine, le poți cumpăra la niște prețuri foarte bune și în ultimul rând îți oferă și ceva dotări. Eu cel puțin, dacă ar fi să-mi cumpăr o mașină sau un SUV japonez, m-aș orienta către o variantă pe benzină. Pentru că știm cu toții, japonezii la asta se pricep cel mai bine, la motoare pe benzină. Nu zic că motoarele diesel nu sunt bune, dar multe persoane s-au plâns de diverse probleme. Fie că vorbim de Toyota, Mazda, Honda și așa mai departe. Sunt curios câți dintre voi aveți o mașină japoneză și dacă sunteți mulțumiți sau nu de mașina voastră. Aștept părerile voastre în comentarii. Vă reamintesc că aveți un link în descriere și cu 10% reducere pe car vertical, inclusiv la pachetul de 2 rapoarte la preț de 1. Aruncați o privire puțin mai jos. Bun, înainte de toate, nu uitați să dați un like și un share la acest videoclip. Iar acum, haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Astăzi o să începem cu o mașină japoneză, destul de populară, spune, mai exact cu această Mazda 6 din 2004. Este o mașină japoneză de buget pe care ți-o poți cumpăra la un preț foarte bun și un lucru pe care eu cel puțin îl apreciez ar fi că, chiar dacă este o mașină din 2004, încă are un design foarte fain la exterior. Nu știu, nu pare o mașină chiar atât de veche. Vine și cu senzor de parcare pe spate, are jantele originale pe 16, cu anvelope în stare destul de bună. Interiorul arată bine, iar cadotor vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, are și 4 geamuri electrice. Deci este o mașină destul de bine echipată și, repet, o puteți cumpăra la un preț foarte, foarte bun. Vedeți și voi, pe partea de exterior chiar arată bine. Vine cu motorul de 2000 benzină. Are 126.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar acum vreau să vă lăsați în comentarii dacă ați da 1700 de euro. Mai mulți dintre voi mi-a spus să caut un Mitsubishi ASX, așa că am găsit mașina de față, care este din 2010. Clar, este un SUV de buget pe care ți-l poți cumpăra la un preț foarte bun. O să vedeți imediat, prețul cerut, după părerea mea, este mai mult decât decent, raportat la starea în care se află mașina și kilometrii pe care îi are. Vedeți voi, pe partea de exterior nu ai ce să îi reproșezi. Este un SUV foarte potrivit pentru oraș. Interiorul arată foarte bine, vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, are și 4 geamuri electrice, normal, senzor de ploaie și de lumină. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope de vară în stare destul de bună, are și farurile cu lupă. Deci v-am spus, după părerea mea, este un SUV care chiar ar merita cumpărat, mai ales dacă ai un buget mai mic. Vine cu motorul de 1.8 benzină de 150 de cai, are 204.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 5.600 de euro. Ce spuneți, ar merita sau nu? Clar, când ne gândim la o mașină japoneză, mulți dintre noi mergem cu gândul direct la Honda Civic. Aici avem un Civic din 2007, este în varianta coupé și în plus de asta are și pachet Type S la exterior, care într-adevăr schimbă total look-ul mașinii. V-am mai spus și în alte videoclipuri, mie îmi place foarte mult varianta coupé, adică asta aș prefera-o eu. Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, comenzi pe volan, clima automată, pilot automat, 2 geamuri electrice, normal are și senzor de ploaie și de lumină. V-am spus, este o mașină clar de luat în considerare, vine cu niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope în stare bună, are și farurile cu xenon. Vine cu renumitul motor de 1.8 benzină de 140 de cai, are 128.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 5.000 de euro. Ce spuneți, este un preț corect sau nu?
Aici avem un Hyundai iX35 din 2012. V-am spus și la începutul videoclipului, chiar dacă nu este un brand japonez, tot o să-l includ în acest videoclip, pentru că nu are rost să fac un videoclip separat doar cu branduri coreene, adică Hyundai și Kia. Bun, să revenim la Hyundai-ul de față. O să vedeți imediat, este foarte bine echipat și cel mai important lucru, îl poți cumpăra la un preț foarte, foarte bun. Cam așa arată în interior, vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, are și trapă panoramică, 4 geamuri electrice, normal, senzor de ploaie și de lumină, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, are și farurile cu lupă, se oferă și garanție pe mașină și în plus de asta are și inspecția tehnică nouă. Vine cu motorul de 2000 benzină de 163 de cai, are 94.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă ați da 9.000 de euro pe acest Hyundai. Aveți acolo și seria de șasiu. Aici avem o Kia Ceed din 2013, v-am spus, chiar dacă nu este un brand japonez, tot o să-l includ în acest videoclip, pentru că este o mașină pe care o poți cumpăra la un preț foarte bun, adică dacă vrei o mașină cât mai nouă, clar o Kia Ceed ca aceasta ar fi o alegere foarte bună. Pe partea de exterior chiar arată bine, adică nu am observat să aibă defecte de ordin estetic. Vine cu jante din tablă pe 15, cu anvelope aproape noi, în orice caz mai are încă un set de jante. Interiorul arată ca nou, vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină, are și două geamuri electrice. Deci nu este o mașină full option, este o mașină care se adresează pentru o persoană care vrea să-l ducă din punctul A în punctul B. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 100 de cai, are 110.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul este de 7.300 de euro. Eu zic că este un preț bun. Aici avem Honda CR-V din 2007, un SUV japonez care, după părerea mea, este destul de subapreciat, adică din câte am observat, nici în Germania nu prea se caută, dar nici în România, chiar dacă îl poți cumpăra la un preț destul de bun, îți oferă și ceva dotări. Într-adevăr, poate designul de la exterior ar fi singurul minus, pentru că nu este cel mai frumos SUV. Interiorul arată destul de bine, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, are și plafon panoramic, normal, senzor de ploaie și de lumină, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună. În plus de asta are și farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, deci exact cum vă spuneam, este un SUV bine echipat. Are motorul de 2000 benzină de 150 de cai, 290.000 de kilometri, este un motor care duce mai mult, TÜV-ul este valabil până în 2022, iar prețul este de 6.500 de euro. Următoarea mașină japoneză, care aș putea spune că este ceva mai populară, ar fi această Mazda 6 din 2011. Prețurile pentru un astfel de model variază între 4.000 și 7.000, 8.000 de euro. Normal, cu cât crești prețul, cu atât poți să-ți cumperi o Mazda 6 ca aceasta, într-o stare cât mai bună, cu un rulaj cât mai mic. O să vedeți Mazda de față, eu zic că are un preț destul de decent pentru starea în care se află și ce oferă. Interiorul arată foarte bine, vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată, o navigație aftermarket, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci v-am spus, este o mașină decent echipată, are jantele originale pe 17, discurile și plăcuțele de frână sunt în stare bună, are și farurile cu lupă. Deci v-am spus, este o mașină care după părerea mea ar merita cumpărată. Vine cu motorul de 2000 benzină de 155 de cai, are 155.000 de kilometri, TÜV-ul este valabil până în luna octombrie, iar prețul este de 6.300 de euro. Aici avem o Mazda CX-9 din 2009, este un SUV japonez care a fost produs doar pentru piața din Statele Unite, deci nu o să vedeți așa ceva în fiecare zi. Ca și dimensiuni, nu știu, să vă faceți o idee, este cât un Audi Q7. Deci clar, este un SUV foarte spațios și în plus de asta, după părerea mea, arată și foarte bine din punct de vedere al designului. Are și stopuri pe LED, senzor de parcare față-spate, vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope în stare destul de bună.
Interiorul arată foarte bine, are scaune din piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, o navigație aftermarket, are și trapă, pilot automat, cutie de viteze automată. Știți și voi, în America, majoritatea mașinilor sunt ceva mai bine echipate. Are și farurile cu lupă. Vine cu motorul de 3.7 benzină de 277 de cai, are 168.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 6.300 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem o Toyota Avensis din 2013, o mașină japoneză care, din păcate, este destul de subapreciată, chiar dacă o poți cumpăra la un preț destul de bun, este practic o alternativă pentru Passat. Doar că, dacă vrei un Passat care să fie din 2013, să aibă și aceleași dotări, te va costa cu minim 2.000-3.000 de euro în plus. Plus există și o șansă de țeapă. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, are și senzor de ploaie și de lumină. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope în stare destul de bună, are și farurile cu lupă, senzor de parcare față-spate, inspecția tehnică este nouă, se oferă și garanție pe mașină. Deci ce poți să vrei mai mult de atât? Are motorul de 2000 diesel de 124 de cai, 150.000 de kilometri, este Euro 5, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 10.000 de euro sau totuși ați prefera un Passat. Aștept părerile voastre. Și ultimul SUV japonez pe astăzi ar fi acest Nissan Murano din 2013. Este un SUV ceva mai rar întâlnit în Europa, pentru că majoritatea au venit cu motoare destul de mari, dar, spre exemplu, Nissanul de față este făcut chiar pentru piața din Europa, vine cu un motor diesel sub capotă, o să vedeți imediat. Pe partea de exterior, pur și simplu nu ai ce să-i reproșezi, arată foarte bine. Cam așa arată locurile din spate, clar, spațiul este mai mult decât suficient. Vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, deci v-am spus, este un SUV bine echipat, are niște jante aftermarket pe 18, cu anvelope de iarnă care ar cam trebui înlocuite, pe partea de suspensii mașina stă foarte bine, are și farurile cu xenon, inspecția tehnică este nouă. Sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpărat din acest videoclip, aștept părerile voastre, mă puteți găsi și pe Instagram. Vine cu motorul de 2.5 diesel de 190 de cai, are 127.000 de kilometri, iar prețul este de 14.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile și SUV-urile pe astăzi, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.